Pentru unii copii din România, timpul pare să se fi oprit în loc. Ciprian, cel mai mare dintre copiii familiei Corciu, din comuna Horgești, județul Bacău, își face tot timpul temele, chiar dacă adesea doar la lumina lumânării. Când a curent, atunci fac temele la lumânare. A fost zi săptămâni care am stat fără curent electric în casă, am stat la lumânare. Ciprian scrie de vreme, scrie, face temele de vreme, ne punem în post. Dar mai scrie la lumânare. În familia Corciu, mama trebuie să aibă grijă de cei trei copii, iar tatăl s-a îmbolnăvit și nu mai poate face efort fizic. Chiar și în aceste condiții, familia face eforturi astfel încât copiii să meargă zilnic la școală și la grădiniță. Vorbim de numeroase cazuri de abandon școlar și un număr semnificativ de absențe anuale înregistrate de elevii școlii noastre, dar care s-au îmbunătățit treptat prin acțiunile pe care le-am desfășurat. Copiii din comuna Horgești beneficiază de sprijinul UNICEF. O echipă formată dintr-un asistent social, un consilier școlar și un asistent medical comunitar are grijă ca fiecare copil vulnerabil din comunitate să poată ajunge la școală și să poată trăi într-un mediu sănătos. Recensământul social făcut de echipa de lucrători comunitari a scos la iveală o mulțime de probleme pe care acum comunitatea încearcă să le rezolve. Având o anumită vârstă și un anumit număr de copii, trei copii respectiv, nu era imposibilitatea de a-și asigura existența familiei. Stau o săptămână în pat, a venit într-o zi domnul Vario, a venit cu soția lui, a venit, a văzut cum situația cum stăm. Ne-au chemat la primărie, ne-au făcut ajutor social. Astăzi, părinții își doresc pentru copiii lor să învețe și să aibă mai multe șanse decât au avut ei înșiși. Dacă aveam mai mult timp, poate ajungeam și eu mai bine, mai ajungeam, da? Cred că dacă o să facă școală, o să aibă o viață mai bună. Trimite acum un SMS cu textul copil la 8844 și donează 2 euro în fiecare lună. Ajută-l pe Ciprian să meargă la școală și să crească alături de părinți.